Bună ziua, stimați colegi, bine ați revenit în ședință de Consiliu, convocată extraordinar astăzi, în data 13 martie 2023. Aș vrea să confirmăm prezența. Bună ziua, la ședință participă 19 consilieri locali, 18 consilieri locali din 19 în funcție. Suntem 18. Mulțumesc frumos. Ședința este statutară. Pe ordinea de zi avem un număr de 4 proiecte. Aș vrea să supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Unanimitate. Unanimitate. Mulțumesc frumos. Proiectul cu numărul 1 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cofinanțării pentru proiectul educației prin artă, deplus pentru finanțare de către Asociația Un Teatru în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Administrația Fondului Cultural Național, apelul 1, investiție I5, creșterea accesului la cultură în zone defavorizate din punct de vedere cultural. Este vorba de o actă de finanțare prin PNRR, așa cum spune și proiectul, care se adresează asociațiilor și ONG-urilor ce pot dezvolta în parteneriat cu UAT-urile astfel de proiecte. Acesta presupune achiziționarea de recuzită pentru teatru, pentru Casa de Cultură a municipiului Mangalia. Cofinanțarea este aproximativ 25.000 de lei, restul fiind finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Dacă sunt discuții. Ce treabă are Casa de Cultură cu proiectul ăsta? Ați citit documentația? Prin Centrul Cultural Mangalia, se face acest parteneriat pentru a achiziționa recuzită pentru spectacole ce se vor ține la casă. Nu, înseamnă că n-ați citit. Să nu mă înțelegeți greșit. Mie îmi place foarte mult proiectul ăsta, dar nu are nicio legătură Casa de Cultură cu proiectul. Citiți dumneavoastră acolo în documentație că e vorba de un contract. Este un parteneriat. Este un parteneriat nu între apare UAT. Casa de Cultură acolo. Este un parteneriat. Ne-a spus. Dacă spuneți de 10 ori, nu înseamnă că e și adevărat. Deci eu vă spun așa, este un contract între asociația respectivă și primăria Mangalia. O asociație din București. Foarte mult proiectul. Singura mea dezamăgire este că nu este o asociație din Mangalia, dar probabil asociațiile din Mangalia sunt foarte dezamăgite și foarte, ce să spun, resemnate că orice s-a întâmplat a fost sabotat de către primăria Mangalia. Eu sper că aceste proiecte să se aducă la bun sfârșit. Dar ce legătură are Casa de Cultură cu acest proiect? Casa de Cultură avem spectacole. Asta spunea că este un parteneriat pentru Casa de Cultură. În rest, și unde se vor face evenimente? Cadrul Casei de Cultură. Activitatea unde se va? În cadrul Casei de Cultură. Da. Dar, în schimb, orice se achiziționează în cadrul acestui proiect face parte din cel care este care a făcut proiectul, adică asociația respectivă. Și e foarte bine să se întâmplă așa. Noi suntem cofinanțatori pentru că orașul nostru beneficiază de spectacolul și de recuzita care o să exact, fie exact. Prin dar proiect. Nu mai veniți să ne plimbați că votăm ceva, pe ceva greșit. Nu votați nimic greșit. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Să spunem exact ceea ce e în documente. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Aș vrea să consemnați votul. Pentru. 18 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Proiectul cu numărul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cofinanțării pentru proiectul Mangalia Cultural Accesibilă Tuturor, depus pentru finanțare de către Asociația CED România, Centrul de Excelență prin Diversitate, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Administrația Fondului Cultural Național, apelul 1, investiția I5, creșterea accesului la cultură în zone defavorizate din punct de vedere cultural, cod apel PNRR 2022 C11 per 15 1.
același lucru prin asociația CET cu, în parteneriat cu Atema Galia, se achiziționează dotări pentru persoanele cu dizabilități pentru toate centrele culturale care le avem în administrare. Cine este pentru? Pentru. Dar întrebarea am, domnul viceprimar, dacă o asociație pentru din Mangalia, urgență. O asociație din Mangalia și o chemăm să și respectăm literă cu literă modalitatea prin care se depună dosarele, o să le ajutați și pe cele din Mangalia, așa cum le ajutați pe cele din străine de Mangalia? Dacă vin către UAT și solicită ajutorul și sprijinul, cu siguranță da. Eu am înțeles că noi n-am știut să facem, să scriem proiecte, asociațiile din Mangalia. N-au știut să scrie proiecte, n-au știut să depună. V-am mai spus, probabil o dezamăgire din anii precedenți, pentru că s-au făcut toate hârtiile și când se... Da, am înțeles, treceți mai departe, că nu vreți să discutați. Aș vrea să consemnăm votul, dacă este nevoie să reluăm. Cine este pentru? Pentru. 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 18 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Proiectul numărul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a cofinanțării pentru proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a SC Raja S.A. Constanța în perioada 2014-2020. Este vorba de studiu de fezabilitate ce a stat la baza proiectului implementat prin POIM, studiu și cofinanțare aprobate deja de Primăria Municipiului Mangalia. Singura deosebire este că la faza aprobării sumele erau în valută, iar acum, în urma revizuirii studiului de fezabilitate conform modificărilor și situațiilor apărute în timpul execuției, aprobăm studiul de fezabilitate revizuit și a cofinanțării, suma fiind în lei. S-a mai și mărit suma. Și, da, un pic s-a și mărit. Cine este pentru? Pentru. Pentru. 15 voturi pentru. Mulțumesc frumos. Și în final, proiectul cu numărul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea semnării actului adițional la protocolul de colaborare încheiat între UAT, Municipiul Mangalia și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., CNIR, în vederea elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul varianta ocolitoare a Municipiului Mangalia. De la momentul semnării protocolului cu CNIR, Ministerul Transporturilor, și până acum, în urma discuțiilor purtate, pentru că se dorește o variantă ocolitoare ce ar fi ideal să ajungă până la punctul de trecere frontieră, se va modifica traseul variantei ocolitoare a municipiului Mangalia, în sensul că nu va mai descărca la unitatea militară înainte de podul spre Limanu, ci va descărca în dreptul intersecției cu DC9 drumul vechi către Limanu, în DG393, parcă este drumul care duce spre Negruvodă. Astfel că etapa, vor fi două etape de implementare a acestui proiect. Etapa 1, care este deja semnată și proiectată, cea strict de pe raza UAT Mangalia, iar în etapa 2, conform actului adițional pe care îl semnăm astăzi, va fi coptat inclusiv UAT Limanu pentru a putea fi proiectat traseul variantei ocolitoare ce va duce până în punctul de trecere frontieră și va ocoli inclusiv 2 Mai și Vama Veche. Dacă sunt întrebări, aș vrea să trecem la vot. Cine este pentru? Pentru. Pentru. 18 voturi pentru. Vă mulțumesc frumos. Declar ședința închisă. O zi bună în continuare. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. O zi bună.